Cel de-al doilea turneu Futures de la complexul Viva este cel puțin la fel de spectaculos ca și cel anterior. Chiar dacă jucătorii de limbă spaniolă sunt majoritari, directorul competiției își dorește un român în finală. Nu știu, eu sper să avem un român, că mai avem un sfert de finală între Luncanu și... nu știu ce e, Așa, dar sper că eu mă bazez pe, totuși pe Alexandru Luncanu să treacă și să-l avem în finală. Da, e posibil și teoria dumneavoastră, dar eu încă o dată sper să avem un român în finală. Invazia de jucători sud-americani demonstrează faptul că turneul gălățean este extrem de apreciat. Condițiile de la Viva sunt excepționale. Da, băieții joacă extraordinar de bine. Toți și cei din Argentina și cei din Uruguay și mai avem din Bolivia, dacă nu mă înșel, da? Deci avem ceva sud-americani, iar toți joacă foarte, foarte bine. Înseamnă că gălățenii iubitorii tenisului și iubitorii sportului în general ar trebui ca duminică la ora 12 să fie prezenți la finala acestui turneu pentru a vedea... Așteptăm și sâmbătă la semifinale, pentru că semifinalele vor fi foarte interesante. Și sâmbătă mai avem și finala de dublu la ora 12 și da, duminică finala de sub, în care sperăm să avem un român. Marea finală se va desfășura duminica de la ora 12 pe terenul central. Rămâne de văzut cine vor fi jucătorii care vor ajunge în ultimul act.